La victorie a fost neîncăpătoare seara trecută pentru sutele de bucureșteni care au profitat la maximum de vremea bună pentru o plimbare. Oameni de toate vârstele, de la cei mai mici până la cei mai mari, s-au bucurat până aproape de miezul nopții de evenimentele inedite organizate pe cea mai importantă arteră a capitalei. Încântați de atmosferă au fost și grupurile de turiști străini care au ajuns pe Calea Victoriei. Voia bună și distracția au fost întreținute și de mai mulți artiști stradali care au organizat un concert spontan. Terasele au fost neîncăpătoare, iar cei care au vrut să-și îndulcească seara cu înghețată au fost nevoiți să stea minute bune la cozile formate pe stradă.